Bună seara, dragii mei, sunt Arotela cu o foarte scurtă etalare. Etalare la alegere, aveți de ales între patru variante. Am spus în titlul repet și acum. Etalare despre ce ar vrea să vă spună o anumită persoană. Poate să fie mamă, tată, bunic, prieten, vecin, iubită, whatever vreți voi. Scurte mesaje. Eu sper să fie mesaje frumoase pentru toată lumea. Acum depinde la cine vă gândiți. Dacă e dușmanul vostru... Eu țin să nu încărcați etalarea cu asemenea vibrații și nici cu oameni care vă supărați. Alegeți-vă oameni pe care i-ați iertat sau aveți de gând să iertați pentru ca să păstrăm energiile pozitive în jurul nostru. Va fi o etalare scurtă pentru că am făcut amigdalită și sunt pe pastiluțe din acelea de subt, strepsilsuri și chestii de genul ăsta. Mâine sper să mă simt mai bine. Așadar, shorty shorty, 1, 2, 3 și 4, vă alegeți. Deja au venit niște mesaje, am băgat cărțile înăuntru ca să alegeți mai ușor. Așa, și o să vedem în timpul etalării. Foarte puține cărți o să scot. Mai facem și mai complex, dar haideți să vedem numărul 1, 1. Cei care ați ales numărul 1. A venit, am zis, a venit o carte la fiecare, interesant. Aici 7 de cupe. În primul și în primul rând, se pare că acest personaj visează la voi. Sunteți, din punctul lor de vedere, tot ce și-au dorit. Oh, emoțional, emoțional, fizic, se simt foarte, foarte atrași de voi în continuare, în cazul în care nu știați. Simt că faceți parte din destinul lor într-o formă sau alta, însă probabil că nu au exprimat dragostea pe care o simt față de voi. Din niște motive. Din niște motive. Ideea este că ei consideră că aveți o legătură telepatică profundă, că interesant ce mesaj primesc. Unul dintre voi încă transmite către celălalt dorința fizică pe care vrea să o manifeste. Dorința fizică pe care o are și vrea să o manifeste în relație cu voi. Deci, deocamdată visează, da? Are opțiuni, dar visează la voi. Opțiunea înseamnă nu să ai alte personaje, deși poate. Poate e o persoană atractivă și mai are alte persoane în jurul său care se simt atrase de ei. Dar 7 de cupe înseamnă opțiuni și profesionale și alte hobby-uri, chestiuni care le pot distrage atenția de la relație, de la ceea ce se poate crea între voi doi. Hai să vedem totuși mesajul. 3 cărți am zis, parcă așa mă gândeam eu, 3 cărți. O dată, de două ori. Ia. Mă, dar nu mă lasă. Ar vrea să vorbească. Ia uite, 3 cărți. Nici nu m-a lăsat să tai. Se pare că nu mai are răbdare. Dacă nu m-a lăsat să tai, asta e. La celelalte sper să reușesc să tai cărțile. 2 de cupe, regele de cupe, marea preoteasă. Probabil că este ceva... Aveți... conexiuni în case de apă, dar în acest moment ei se simt extrem de emoționali. Probabil că visează cu 7 de cupe și marea preoteasă, probabil că la timp de noapte visează la voi, dar în contextul pe care îl văd, da, am văzut asul de bătaie, ar putea să fie și dorințe, chestiuni erotice, dar mai degrabă visează la această împărtășire emoțională între voi doi. Simt că n-au mai trăit asemenea emoții față de nimeni sau față de cineva de foarte mult timp. Variază de la om la om, depinde ce vârstă au, dar n-au mai trăit asemenea emoții atât de profunde și înălțătoare în același timp, adică și adânc și, aș spune, nu știu, așa simt canalizarea, dureros de profunde, în sensul că de ce ar fi dureros? Probabil ceva încă nu se poate manifesta între voi din niște motive.
Pe de o parte, această senzație de mister poate să fie creată de voi, pentru că nu vă înțelegeți, nu faceți parte din același cerc. Pe de altă parte, poate unul are niște lucruri pe care nu le poate exprima, le ține în secret și din cauza celor lucruri neexprimate, nu se poate manifesta în fizic această dragoste. Așa simt. Da, interesant. Apropo de manifestare, 3 și 8, chestiile unei care țin de monede, de aspectul material sau aspectul terestru, da? Elementul pământ apare ca un potențial încă nemanifestat. 3 de monede, se vrea comunicarea, se vrea construcția, ar dori să muncească în relație cu voi. În ce sens să muncească? Nu, nu să-i da, poate să fie să facă bani, depinde despre cine vorbim, bărbat-femeie, da? Dar nu e vorba doar de genul acesta de muncă. Mă duc să fac bani pentru, eu știu, iubitul, iubita mea. Iubitul mai greu. Dar, în fine, e vorba de o muncă de transformare, muncă de implicare în relație. Să-ți faci timp pentru celălalt, să ai activități, să creezi împreună. 6 de cupe sugerează o dorință de împăcare a acestui personaj eventual sau de... Depinde în ce fază sunteți. Că totuși sunt niște secrete. Secretele astea țin și de o oarecare tăcere între voi, să zic. Sau sunt lucruri nespuse. Poate că nu vorbiți sau poate că nu ați vorbit suficient anumite chestiuni care să vă aducă mai aproape de materializarea acestei relații, aș spune. Dar interesant, vedeți, 2 și 2, probabil că trebuie să facă niște alegeri, sau și voi și ei, amândoi, aveți de făcut niște alegeri. Și totuși, între voi este o dragoste foarte profundă, sau ar putea să fie, ei așa simt. Ei simt, aici este un rege, mai ales dacă vorbim de o energie masculină. Dacă sunteți doamne și ascultați despre un bărbat, într-adevăr, simte emoții pe care nu le-a simțit până acum. Dar probabil că trebuie să decidă între relația dintre voi, care cred că este misterioasă și îi direcționează înspre aspecte spirituale și eventual să aleagă între voi și o altă persoană, să zic, cu un alt suflet pereche cu care, eu știu, s-a obișnuit. Posibil și asta. Dar în primul și în primul rând, asta în cazul în care știți că trebuie să luate niște decizii. Dar în primul și în primul rând, toate cărțile sugerează o hiperemoție, cum să zic eu cuvântul ăsta? Hiperemotivitate. Hiperemotivitate. Cred că e corect. La ora asta nu mai dau seama ce este super corect, dar sunt foarte, foarte multe emoții. Visare. Intuiția le spune că sunteți niște persoane foarte speciale în viața lor. Ar dori să comunice, eventual, ceea ce le spune intuiția, ca să vadă eventual prin reacția sau răspunsul vostru dacă într-adevăr intuiția lor e corectă. Dar eu cred că primesc semnale și prin vise despre această legătură. Interesant, energia lor în acest moment este aceasta, noutăți. Probabil că ar dori să comunice. Să treacă dincolo de problemele mentale, eu știu, poate chiar și 2 cu 3, 5 tradiționale pe care le au de rezolvat în viața de familie, în viața de, eu știu, profesională și să facă lumină în acel mediu și lumina, de fapt, vine prin voi. Și ar dori să comunice niște chestiuni care țin de ce se poate schimba în situația aceasta.
5 înseamnă schimbare. Ce se poate schimba? Ca să nu mai gândească negativ, cum se poate manifesta, cum poți să atragă lumina, cum poți să... Bine, lumina atragi prin dragoste. Asta înseamnă să te implici, apropo. Asta înseamnă să te implici în dragoste, 3 și 8 de monede. Unul dintre voi probabil că nu e atât de implicat. Nu știu dacă e această persoană sau voi, nu știu cine este, dar... Da. Asta este energia lor. Aș spune că poate sunt prea îngândurați. Da, foarte îngândurați și, din păcate, au tendința să vadă sau să se fixeze pe gândurile negative mai mult decât pe cele pozitive. Mai încă o carte. Ce ar mai vrea să vă spună acum? Bine, nu musai la ora asta. Poate să fie și la ora asta, dar... Da, au niște probleme. Au niște probleme în viață. Și totuși, când se gândesc la voi, când visează, atrag această lumină, această pozitivitate. Parcă încep să creadă și în Dumnezeu, parcă încep să creadă și în energie și în spiritualitate altfel sau... Ia uite, ce a sărit. Optisprezece cățele. Dacă e distanță între voi, această distanță este necesară ca să se vindece. Un mesaj. Doi. Al doilea mesaj ar fi. Dacă știți că sunt niște călătorii peste hotare de făcut, probabil că aceste călătorii peste hotare, aceste călătorii de călătorii lungi, nu sunt de scurtă, nu sunt pe termen scurt, călătorii lungi. Probabil că din cauza asta își fac griji sau au de discutat niște aspecte negative sau, eu știu, îngrijorătoare ale acestor călătorii. Dar orice ar fi, distanță, tăcere, călătorii, într-un fel sau altul vă sunt loiali. Și a spune într-un mod interesant, apare 18, care în tarot este reprezentat de lună. Probabil că nu arată. În secret vă sunt loiali. În secret le este dor de voi. Luna în general nu exprimă, dar simte. Dacă e distanță între voi, repet, le este dor de voi. Știți cum e? Eu am cățel, am căței. Aceste animăluțe foarte, foarte drăgălașe și fidele, când nu au, n-aș spune că sunteți voi stăpânul lor, poate stăpânul inimii lor, da, stăpânul sau stăpâna inimii lor, când nu sunteți în preajmă din cauza unor călătorii, a unor probleme ale lor, ale voastre, nu știu, ale cui, aș spune că sunt extrem de triști, nu știu, parcă nu mai mănâncă, nu mai bea, nu mai... Se pot bucura de viață, o stare de tristețe. Simțiți? Simțiți? Uitați-vă și voi. E o stare de tristețe. Asta ar vrea să vă comunice. Hai să mai vedem încă un mesaj pentru numărul 1. Eventual încearcă să comunice telepatic cu voi, dar, eu știu, acum depinde de voi. Poate că uneori vă mai aduceți aminte și voi de ei, vă mai gândiți, depinde în ce stadiu e relația, v-ați certat, vă doriți împăcare, pentru că am văzut 6 de cupe, dacă a fost ceva între voi, acest personaj își dorește împăcarea. Dacă nu e vorba de vreo ceartă, își dorește să vă întâlniți. Dar sunt niște chestii,
niște griji legate de un drum, dar drum peste hotare, nu e aici de... Nu e nici în localitate, nici pe lângă localitatea în care sunteți, prin preajmă, nu, nu, e un drum mult mai lung. Dar, dacă acest drum implică oarecare separare, separarea în sine susține vindecarea, pentru că vindecarea nu... Vindecarea se întâmplă noi, prin noi și prin credință. Asta este. Ha. Ia. Ia uite, practică compasiunea. Cu alte cuvinte, interesant, 15. 15 numărul diavolului. Sunt niște probleme, clar. Au niște probleme în viață. Au niște adicții, niște persoane toxice, au niște situații foarte complicate. Și totuși, într-un fel sau altul, emoțional, sentimental, vă sunt loiali, practicați compasiunea, aveți un picuț de milă față de ei și încercați să vedeți lucrurile dintr-o altă perspectivă. Acum, dacă v-au supărat, asta e, v-au supărat, cu alte cuvinte, iertați, că asta înseamnă steaua, înseamnă vindecare, vindecare prin iertare, asta înseamnă dragoste necondiționată. Nu zice nimeni să fiți cu voi dacă v-au supărat, dar iertați-i. Și mergeți mai departe. Practicați compasiunea. Ia uite, aveți răbdare cu ei. 17 iarăși. Aveți răbdare că își doresc să iasă la liman, să iasă la lumină. Să se transforme, pentru că 17 înseamnă 8 transformare. Vor să se transforme, dar dați-le timp, eventual. Dacă vreți, asta e mesajul lor. Asta. În fine... Hai să vedem, am zis mesaje scurte, nu vreau să mă lungesc mai mult decât este cazul. Dacă simțiți că nu rezonează, încercați alt număr. Acum numărul 2, stai, că venise o carte și numărul 2, aceasta era. A venit o carte la numărul 2. San este cavalerul, cavalerul de monede. Mesajul ar fi: își doresc să vină spre voi, cavalerii vin, execută mișcări, dar vin, este cel mai lent. Cel mai lent. Din ce motive? Din multe motive. Din foarte multe motive. Își doresc să vină spre voi. Vor să fie stabili într-o formă sau alta, prietenească, eu știu ce altfel de formă ar mai putea să fie, vor să creeze o legătură stabilă într-o formă sau alta, dar aceasta se materializează foarte greu, din cauza că ce? 6 de bâte. Aceste de cărți are 2 cărți 6 de bâte. Au de rezolvat niște probleme și în paralel trebuie să se ocupe și de imaginea publică. Altfel, au foarte multe emoții față de voi. Interesant, tăcere, eremitul. E o tăcere între voi. Dragoste este într-o formă sau alta. S-au simțit îndrăgostiți, v-ați simțit îndrăgostiți, este o tăcere între voi. Dar această tăcere... transformă orice adicție, orice obsesie, orice atracție, o transformă în dragoste. Eventual, interesant, cum vine mesajul, în această perioadă de tăcere, dacă știți că e perioadă de tăcere, că de-aia vine greu înspre voi, se materializează greu relația sau ce așteptați voi de la ei, în această tăcere, face comparații, eu așa simt, un alt mesaj sau o altă nuanță, face comparații între relațiile toxice, adictive, obsedante, obsesive și dragostea adevărată pe care o simt față de voi. Pentru că e curcubeul acesta deasupra întunericului și este și regele de cupe deasupra diavolului. Da, mai este un mesaj că și dacă e tăcere
Între voi, și dacă e distanță, pasiunea a rămas, atracția a rămas, dar se transformă într-o chestie mult mai consistentă, care se numește dragoste. Hai să vedem ce mesaje poți să mai... Dragoste, da. Asta nu confirmă că dacă iubește, se și materializează, de-aia apare cavalerul de monede. Dragostea e una, atracția e alta, relația e alta. În relație trebuie să se implice cei doi. De comun acord. De comun acord. Hai să vedem o dată. De două ori. Ia uite, nici acesta nu așteaptă. Tot trei cărți, cum vroiam. Marele preot. Patru de bâte și împăratul. Oh, patru de doi de patru. Interesant. Și marele preot. Wow, ce cărți puternice, fantastic! Ce cărți puternice! Aș spune că încep să primească informații de la divinitate într-o formă sau alta, de la... sau pur și simplu. Da, încep să primească informații. Asta v-ar transmite. Că au început să înțeleagă că între voi doi este o relație foarte specială, probabil de flăcări gemene sau suflete perechi care au ceva puternic de realizat împreună. Doar cane majore și patru de bâte. Pardon. Patru și cinci, de fapt, cam așa era. Patru și cinci, împăratul și marele preot. Uf. Primesc informații în legătură cu un potențial foarte puternic care se poate manifesta între voi doi. Dar, cum ați văzut, cavalerul de monede se materializează greu, pentru că sunt chestiuni toxice, adicții, codependențe, poate o atitudine prea tradițională din partea lor sau a celor din, eu știu, familia lor, din educația, cultura din care vin. Poate vin dintr-o familie foarte tradițională sau, cu aer, aș putea să spun. Știți că sunt și genul acesta de familii care nu acceptă pe oricine în familia lor. Deși aici este central, este patru de bâte care sugerează aș spune o viziune. Eu văd în acest moment un ochi. Viziunea că puteți să fiți împreună pe termen lung și puteți să fiți împreună într-un mod pasional, creativ, plin de entuziasm, nu genul de relație care devine plictisitoare în timp. Tocmai pentru că aveți de trecut niște situații grele până să fiți împreună, probabil când veți fi împreună, cel puțin așa gândește acest personaj, obstacolele vor fi fost trecute și vă veți bucura, scuzați-mă, vă veți bucura de ceea ce puteți să realizați împreună, pentru că sunteți doi oameni foarte puternici. Mai simt un mesaj. Am zis că e patru de bâte, dar am senzația că în acest moment au de ales între familie și, dacă vorbim de o energie masculină, de un bărbat, și a manifesta independența lor. Independența lor, casa lor, familia lor sau o altă relație cu voi. În cazul în care sunt căsătoriți, se gândesc cum ar fi să fie cu voi. Am dat exemplu. În cazul în care nu sunt căsătoriți, sunt încă sub influența părinților și a, neamului, culturii, tradițiilor, se gândesc cum ar fi să fie independenți, să fie puternici, ca să poată să fie cu voi. Acum, ce mai simt? Mai simt că poate unul este mai credincios, poate voi, nu știu, unul este mai spiritual, celălalt nu este chiar atât de spiritual, dar amândoi sunteți foarte consistenți dintr-un anumit punct de vedere și vă potriviți.
Da, apare și central 4 de băte. Amândoi sunteți foarte puternici. Care este spiritual în această relație? Îl poate susține, pentru că asta e, aici e frumos. După împărat vine marele preot. Marele preot este ghidul, profesorul, cel care sfătuiește. Și de fapt asta au făcut de-a lungul istoriei, nu? Preoții, care erau în preajma împăraților, regilor, nu asta făceau, îi ghidau. Nu știu dacă voi sunteți mai spiritual, că da, aș asculta tarot teoretic, într-o formă sau alta, puteți să-i sfătuiți pe ei cum să devină. Deci, oricum, unul dintre voi este mai conectat la alte dimensiuni, la altfel de informații, are cheia. Are o cheie. La ce? La adevăr, nu știu. Cum puteți crea această stabilitate împreună? Cum puteți schimba lucrurile înspre stabilitate? Interesant, da? Schimbare 5 și avem 2 de 4, 4 și cu 4, 8. Trebuie să lucruri transformate, dar probabil că va veni greu pentru că trebuie, cineva în această poveste trebuie să învețe să creadă. Trebuie să învețe să fie mai mai cum? Mai deschis și către altfel de aspecte, dincolo de material. Și de ce am exprimat așa? Pentru că mi-aduc aminte de că văzusem regele de cupe și diavolul. Probabil că cel care este în această energie a împăratului se conectează la aspectele materiale, fizice, mult mai ușor și intră într-un soi de adicție. Și atunci regele de cupe l-aș asocia celui care este conectat la spiritualitate. Și atunci nu poate fi cineva care este de o esență pură lângă cineva care încă nu s-a purificat. În acest motiv și ei sunt conștienți că trebuie să mai lucreze la capitolul credință, creștere vibrațională și eu știu cât timp le ia, variază de la om la om. Interesant, aici am 8 de spade. Există un blocaj, interesant, și 5 de spade, conflicte interioare. Fericire este. Când se gândește la voi, acest personaj se simte foarte fericit, iar apare trăsnetul, da? Trezirea la altceva, dar după aia, când revine în mediul său, grijile, blocajele mentale, un soi de încarcerare, nu știu, cam așa simtim, încarcerare mentală. Poate fi și fizică, într-o anumită formă, că nu se poate transforma ceva în ei deocamdată. E o problemuță. Hai să mai vine totuși energia lor. Curățăm cărțile pentru numărul 2. Of, ei sunt foarte mândri. Da, l-aș asocia împăratului. Probabil că ei sunt în vibrația asta. Vor să iasă în evidență pe cont propriu, dar nu știu cât folosesc credința în această construcție personală. Aș putea să spun, deși nu e obligatoriu să spun, că unii dintre voi sunteți în vibrație de flăcări gemene. Acest personaj este foarte mândru, foarte vanitos. O fi și frumos, pe unul este sclipitor, atrage atenția. Și foarte fixat pe prosperitate, de-aia a văzut cavalerul de monede, vrea să-și creeze stabilitatea sa, financiară, în mod special, poate și profesională. Și totuși, ca și mesaj final, să zic, hai să mai iau o carte și din seria aceasta de cărți, ca și mesaj ar fi că ei văd în viitor că puteți să fiți stabili împreună, pentru că sunteți foarte puternici.
Unul vine cu puterea fizică, poate diferență și fizică între voi. Unul vine cu puterea fizică masculină, celălalt, în acest context, asociez marele preot energiei feminine. Este mai nocturn. Primește informație, este deschis către informație. Și o reține și o împărtășește cu grijă, cui consideră, cui merită. Interesant, am zis de viziune, uitați cum a venit acest personaj cu ochi, al treilea ochi. De ce are viziune? Că se poate. Însă, totuși, e ceva, e un blocaj mental, este un program peste care trebuie să treacă, niște conflicte, influențe negative. Și astea pot fi trecute doar prin credință. Am zis, poate că voi le luminați acele aspecte negative. Într-o formă sau alta. Ce ar vrea să vă transmită? Hai să mă vedem. Numărul 2. Ah, ce frumos! Seamănă cu nouă de monede, buchetul de flori. Dacă sunteți doamne, ce ar vrea să vă transmită? Că vă apreciază foarte mult. Că și-ar dori foarte mult să exprime aprecierea pe care o au față de voi prin daruri. Și nouă de monede este o persoană independentă. Am zis că și acest personaj vrea să-și creeze un anume soi de independență financiară, profesională. Nouă de monede pentru mine inspiră. Probabil că inspirați sau iar e distanță și aici. E o chestiune de independență. Ori amândoi sunteți independenți, dar unul trebuie să își lucreze energia masculină mai mult și să depășească un anume tip de vanitate. Aș spune, energia masculină trebuie să depășească un fel de a fi mai orgolios. Dacă voi vă simțiți aici, doamnelor, nouă de monede, aș spune că rămâneți așa cum sunteți. Că sunteți lumină, sunteți soare, sunteți dragoste și sunteți exemplu de respect față de voi înșivă. Și asta este cel mai important. Meritați. Ah, asta era cuvântul. Meritați ce e mai bun. Din acest motiv, acest personaj încearcă să se pregătească să vină spre voi. Acum, poate nu sunteți doamne, poate sunteți bărbați, dar chiar și așa. Vedeți cum adaptați mesajele la voi. Mesaje. Multe mesaje. Se vede. De la înger? Nu de la înger, de la... Ia uite, protejați pe cei pe care iubiți. Asta vor să vă transmită. 1. De fapt este 10. Poate că 10 contează foarte mult. Sau e important 9, 10. Ideea este că își doresc să manifeste stabilitate. Repet, poate au început să creadă. Poate ceva se va schimba, își doresc o schimbare, ceva, o informație care să le confirme viziunea pe care o au.
dar își doresc să fie, ia uitați, stâlpul familiei, să fie puternici pentru voi, pentru a crea această stabilitate, da? Patru de bâte și atmosfera asta de protecție, de protectoare, vreau să zic. O lecuță cam adormită, mai greșesc. Sunteți o comoară pentru ei, am zis. Dacă nu, zic acum, sunteți o comoară. Și atunci comoara nu trebuie tratată ca atare, nu trebuie pusă într-un loc special. Aici este. Interesant cum vine mesajul. Dar în continuare, la capătul setului de cărți, o chestiune care încetinește, e un adevărat labirint între ceea ce puteți să fiți și ceea ce sunteți acum. Probabil că acum sunteți separați, sunteți la distanță, sau lucrurile încă nu s-au materializat, sau doar visați. E o stare de visare, da? De anticipare. Dar lucrurile se dezvoltă greu. Din multe motive. Cam atât deocamdată. Sper că v-a plăcut. Nu mai știu dacă am zis o data trecută, dar dacă nu rezonați, căutați alt număr. Și cam asta e deocamdată. O să fac și etale mai lungi deocamdată. Asta e. Țicara, ați ales numărul 3. Manga. Toate au primit câte un mesaj. Toate. Acesta a primit împăratul. Eu să mai scoatem încă 3 cărți. Împăratul. Ce ar vrea să vă spună? Că vor să fie bărbatul vostru. Dacă-s bărbați, vor să fie bărbatul vostru. Vor să vă protejeze. Asta e varianta superioară. Vor să se maturizeze. Vor să-și creeze imperiul lor, afacerea lor, să fie independență, nu mai fie slugi, nu mai fie angajați slugi, vorba bine, angajați în stânga, în dreapta, să facă una alta, vor să-și creeze stabilitatea lor financiară și să fie alături de voi. Foarte determinați, la capătul setului de cărți, asul de bâte, super atracție și totuși mai e 7 de bâte. Da, vor să se lupte. 7 de bâte, vor să se lupte pentru voi, pentru că e atracție, e o chimie probabil specială. Și aceasta vine după o perioadă de stagnare în relații karmice, în relații toxice, în relații adictive, și relații, pot să fie și relații de prietenie și profesionale, da? Toată această toxicitate, numărul 15, numărul diavolului, i-a ținut pe loc. Dar acum văd lucrurile dintr-o altă perspectivă în relația cu voi. Văd că vor să se elibereze de aceste energii toxice și vor să se lupte, să nu mai stea pe loc. Vor să se lupte, să intre în acțiune, să înceapă ceva nou. Ar vrea să facă și dragoste cu voi. Dar, hai să vedem alte mesaje. Numărul 3. Ia uite, e extraordinar, vedeți? Vedeți? 4 de cupe. Și eu vreau să trag, să tai cărțile. Uite că nu e voie. Hai, până mai amestec cărțile. Împăratul și 4 de cupe, 2 de 4. Un picuț cam supărat. E un pic supărat din cauza probabil unor triunghiuri amoroase. Poate sunt într-o altă relație și trebuie să fie în control. Poate au fost prea mult în preajmă unor prieteni și a venit această dragoste într-un mod neașteptat, când erau foarte supărați, foarte plictisiți, aș spune.
Poate că se mai duceau așa cu prietenii pe aici, pe acolo, dar în sufletul lor tot supărați erau. Și având această dragoste care îi cheamă la o altă variantă, dar atât de opusă, 4 de cupe și 4 împăratul. Deci, radicală, 4 și cu 4, 8. Interesant, transformare radicală. Ia uite și 8 de cupe în timp ce vorbesc de... Trec printr-o transformare foarte, foarte intensă. Sunt conștienți că trebuie să lase multe lucruri în urmă, multe lucruri negative, în mod special cupe care... odată, de două ori, cupe goale, de trei ori. Vor să construiască relația cu voi, vor să muncească. 10 de monede, vor să aveți succes financiar, eu știu, poate chiar o casă vor să aibă cu voi, nu știu. Posibil, 10 de monede. Asul de spade, ce frumos! 4 de bâte, interesant, și la 2 tot 4 de bâte. Puteți să căutați la numărul 2, că era central 4 de bâte și 10 de bâte. A spune că, da, a fost o discuție sau s-a exprimat ceva care i-a trezit. La această dorință de a se implica total. 10 de bâte aș spune că e un personaj care vrea să miște munții, în acest moment așa simt. Vrea să miște munții ca să fiți împreună, ca să aveți victorie. Foarte determinat. Poate primește informații, semnale, eu știu, de la divinitate într-o formă sau alta, că e sau nu e spiritual, nu comentăm acum cât este sau cât nu este spiritual, dar informațiile vin. Ia. Probabil că energia feminină a cuvântat într-un anume fel. Aici este o femeie în nasul acesta de spade. Nu obligatoriu, dar în mod special. Oh, ce interesantă imagine. Energia feminină... Vai! Mă impresionează ce simt. Energia feminină își duce adevărul ca pe o cruce. Adevărul acesta înseamnă principii de viață, credințe. Își duce coroana ca pe o cruce. Wow, ce intensă energie simt. Și chiar dacă este grea această misiune, merge mai departe. Acum, asta a fost pentru cine sunteți aici, femei, și ascultați, dar acest personaj își dorește victorie cu voi, dorește stabilitate, dorește să fiți fericiți la casa voastră. Interesant, aici este energie masculină și aici energie feminină, dar nu contează. Însă, revin la mesajul inițial, ar dori să miște munții, casă, creeze interesant această casă, această stabilitate. Roșu și albastru, da, flăcări gemene. Probabil că unii dintre voi sunteți suflete pereche sau flăcări gemene. Interesant, la capătul setului de cărți, justiția. Sunt niște chestiuni care țin de justiție, care trebuie probabil rezolvate, de dreptate, într-o formă sau alta, de contracte, de echilibru emoțional care trebuie manifestat, pentru că sunt foarte multe emoții și când sunt multe emoții, s-ar putea să să nu acționăm tocmai corect. Însă, interesant, ce cărți au venit? Dar pasiunea asta, atracția asta pe care o simt față de voi, am zis că i-a scos din stagnare, din starea de confuzie, din programele, poate chiar un anume tip de blocaj mental sau încarcerare în programe și într-un stil de viață confuz.
Și a venit acest as de bâte, pe care l-am văzut mai devreme, atracția asta mare pentru voi. Parcă i-ați fermecat cu magicianul. I-ați fermecat așa, cu o baghetă magică, i-ați făcut să se simtă fericiți, altă baghetă, da? Să simtă copii, să simtă lumină, da? După o perioadă de confuzie și de întuneric. Și și-ar dori să riște. Și-ar dori să ia de la zero. Dar probabil că sunt niște probleme financiare de rezolvat sau au de... trebuie să se echilibreze între două chestiuni, nu știu, două joburi, două case. Nu aș spune mult să ai două relații. Cât? Posibil să fie și două relații și să o finalizeze pe cealaltă. Ah, interesant, da, se poate și asta, pentru că avem justiția, care înseamnă separare. Probabil că în primul și în primul rând, ca să ajungă la stabilitate cu voi, să înceapă o nouă relație victorioasă, corectă, dreaptă, cu voi, trebuie să renunțe la alte situații, zice de bâte. Și aici este muntele, da? Aici este muntele, separarea. Trebuie să discernă. Bine, asta fac deja, discern. Dar ce ar vrea să vă comunice? Îi apasă ceva. Afară de faptul că se simt foarte atrași de voi, îi apasă ceva, niște responsabilități, niște chestiuni care țin de, eu știu, chestiuni legale? Sau poate că am văzut împăratul. Poate ca un personaj care încearcă să-i domine, să-i controleze și trebuie să renunțe la acele relații. Dar, orice ar fi, sunt foarte hotărâți. Să echilibreze atmosfera dintre voi și să manifeste dreptate. Adică că justiția asta s-ar putea manifesta la un moment dat în timp. Pentru că se simt foarte fericiți în preajma voastră. Simt că sunteți dharma pe care o merită, din niște motive. Nu stăm să chestionăm cine ce cum merită, dar chiar și oameni care în aparență n-ar merita, poate au făcut cândva fapte bune și merită o dragoste mare. Nu știu. Așa vin mesajele, așa le transmit. Ia uzi ce am mai sărit. Wow! Strategie! Aici sunt ei în această perioadă. Auzi, se gândesc la un plan. Cum să acționeze? Ce aici? 3. 3 înseamnă împărăteasa, creație, dar și comunicare și drumul. Au un plan în cap. În căpușorul lor. Da, și trebuie să renunțe la niște relații în care s-au sacrificat ca să intre în creație, în manifestare. Interesant, sunt doi șerpi aici. Pe lângă faptul că e o inimă, asta înseamnă că simt foarte multă dragoste. Din dragoste, sunt pregătiți, aș spune, cu asul de spade, sunt pregătiți să renunțe la vechea lor atitudine, vechea piele, vechiul ego și să se transforme într-o variantă luminoasă, șarpele de aur, Kundalini, împăratul. Dar pentru asta trebuie să renunțe la dorința de control, eventual la prea mult confort, un anume fel de încăpățânare,
strânsă ca și mesaj. Poate că v-ar spune lucrurile astea la un moment dat. Că e bine să știți. Că vor victorie. Că vor să fiți împreună. Și am zis că vor să facă tot ce este necesar. Să depună energia de care e nevoie ca să se manifeste această dorință, viziune, aș spune. Și dacă îi întreba și cum vrei să faci, am eu ceva în cap, am o strategie. Nu știu acum dacă v-ar da toate detaliile, dar v-ar spune, am eu un plan. Mă gândesc eu la ceva. Lasă că o să ai încredere. Ai încredere, interesant. Ai încredere. Mă gândesc eu cum să rezolvăm. Așa vin mesajele, așa le transmit. Trust. Și cu taurul ăsta, probabil că foarte determinat. Foarte determinat. Dar sunt niște treziri foarte rapide, trăsnet după trăsnet după trăsnet după trăsnet. În aspecte care țin de tot de patru, de o stabilitate veche care trebuie reconcepută. Ca și când îți faci și îți recreezi casa, apropo de patru, ca patru înseamnă casă, dar e ca și când schimbi aspectul casei, îți faci un alt design interior, da? Așa se întâmplă și la nivel de relație. Îți dai seama că, de fapt, nu aveai nevoie de genul de relații pe care le-ai trăit, ci de această relație. Ce de cărți au venit. 15. 5 și 32. Luna. Sunt chestiuni în familia lor despre care acum nu vă pot povesti, poate în alt stadiu al relației. E un mister, e luna, dar e un mister. Sunt lucruri pe care nu le pot. Probabil că astea țin de acest 10 de bâte. Și de diavolul pe care l-am văzut mai devreme. Dați în urmă. Iar revine 5 pentru formă sau alta. Energie puternică, masculină. Energie foarte puternică masculină, dar toxică. Însă, îmi place că central apare 5. Chiar dacă este arborele genealogic, 5 mă duce cu gândul la marele preot, care ține și de credință și de schimbare. Poate că și energia voastră intuitivă ajută la schimbarea acestui personaj într-o formă sau alta, pentru că până la urmă 15 se poate reduce la 6. Cu alte cuvinte, apropo de șarpele acela, da? Ah, interesant, da? Leadership. Vrea să... Interesant. Probabil că acest personaj e conștient că trebuie să renunțe la o viață toxică ca să se poată bucura de adevărata, de adevăr, de o relație adevărată, frumoasă, stabilă. Probabil Kundalini, într-o formă sau alta, se trezește într-o formă sau alta. Da, pot să zic așa. Și am zis că marele preot înseamnă credință. Cred că mai devreme sau mai târziu acest personaj va învăța credința. Și prin credință va putea să se vindece de problemele acelea care sunt în neamul său. Și am vrut să zic, dar nu știu de ce m-am reținut. Când văd această imagine, simt că e o chestie apropo de mafie, de, nu știu, văd așa un oraș ăsta sicilian. Și nu trebuie să fie în Sicilia, dar simt o atmosferă, apropo de patru, de casă, foarte austeră, fixată pe confort fizic și cam atât. Control, dorința de control, autoritate. Dar acest personaj trebuie să-și găsească asul.
de spade și magicianul pe care l-am văzut mai devreme, să-și găsească puterea de manifestare independentă. Sunt multe de făcut. Da. Interesant. La voi au venit 3 cărți. La alții a venit una. Așa a fost. Aici o mare suferință. Oh, ce mai simt? Simt că și doamnelor, poate că și voi aveți o suferință foarte mare pe care ei o simt. Și și-ar dori să fie stabil. Nu știu, ca să vă susțină. Așa am simțit acum acest mesaj. Apropo de acest adevăr care vă obosește, aceste principii, această misiune, această coroană, care vă uneori vă îngenunchează, poate din punct de vedere fizic sunteți prea fragile, dar energetic sunteți foarte puternice și totuși, dacă știți că are legătură cu voi, luați și acest mesaj. Simt nevoia să vă susțină, să vă ofere stabilitate, nu știu, protecție, aș spune. Deci, cam atât e ca pentru numărul, cât era? 3. Acum, numărul 4. Fiecare a venit cu un premesaj. Numărul 4 cu 8 de spade. Numărul 4. Este blocat în gânduri. Sau blocată, nu știu. Că totuși e o femeie. O stare, ia să vedem ce e. Un soi de obsesie. De ce este? Aș spune că și-ar dori o victorie cu cine? Cu un rege de monede. Dacă vă simțiți rege de monede, personaj stabil, asumat, destul de pragmatic, cu bani, cu afacerea sa, vreau o victorie cu acest personaj sau se atrag atenția. Interesant. Și ar dori să atragă atenția. Dar acest personaj se vindecă de niște aspecte care țin de justiție. Aspecte, de conflicte, de niște conflicte pe care le-a trăit. Oh. 50 de bute și justiția. Și aici, totuși, la 10 bătă e o femeie. Nu știu cine e aici. Poate această femeie să fie cauza problemelor în justiție ale cuiva? Wow, ce mesaj! Wow! Această femeie, nu știu eu cine a ales numărul 4, să fie cauza problemelor în justiție ale cuiva? Și acest personaj încearcă să se vindece? Și eventual să plece într-o altă direcție. Și atunci această persoană rămâne fixată pe trecutul, pe blocajele pe care le-a creat. Cu alte cuvinte, își atrage karma. Wow! Nu e obligatoriu să fie femeie, evident. Dar. Posibil. Dacă un bărbat poate vrea să vă povestească de această femeie care a creat conflicte, 5 de bâte, situații apăsătoare, 10 de bâte, care au dus la probleme în justiție sau la separare, poate chiar o formă de divorț, pentru că pentru mine 10 de bâte e căsătorie apăsătoare, pentru că tot timpul sunt conflicte, discuții, certuri.
căsătorie și regele de monede de obicei este soț. Este un personaj stabil, soțul ideal, care vrea să se vindece de această poveste, de această situație. Și să meargă eventual într-o nouă direcție sau poate cineva, a întâlnit pe cineva care atrage atenția și în cauza aceasta, această femeie este blocată. Nu știu, e ciudat. Hai să vedem. Ce alte mesaje mai vin? Nu știu, dragii mei, ce ați ales la numărul 4. Am amestecat și apare regina de cupe, apare o nouă dragoste, apare o femeie sensibilă, total opus la 8 de spade. Hai să vedem ce vrea să vă transmită. Șapte de spade și marele preot. Cineva a mințit în familie? Nu știu, cineva a mințit în familie? Familia însemnând orice. Și neamul, și casă, și YouTube. Vreau să zic și căsătorie. Nu știu, cineva a mințit? În fine. O dată. De două ori. S-au fugit de responsabilități? Ia uite, iar apare 6 de pute. Hai să vedem. Regele de pute. 8 de pute. Și soare. Ce frumoase cărți, Doamne! Sper ca acel mesaj să fie despre altcineva, nu despre voi. Regele de pute, 8 de pute și soare. 8 de pute vrea să meargă, după cum vedeți, înspre. Dar cu viteza luminii, aș spune. Înspre fericire. Soare. Super, super pasiune. Atracție, să zic, între voi. Probabil că și distanță. Dar, vedeți, interesant. În aceste de cărți, regele de bute nu-i pe tronul său. E ca și, sau poate, cedează tronul și vă așteaptă pe voi, reginul lor, pentru că de-abia la soare sunt două personaje. Dacă e distanță între voi, își dorește străbătut această distanță cu viteza luminii. Oricum, distanță sau nedistanță, se dorește comunicarea 8 de bute. 8 de bute. Nu știu ce sunteți bărbați femei, dar oricine ați fi, am senzația că sunteți invitați să luați loc pe acest tron. Cu alte cuvinte, sunteți invitați să intrați în autoritate. Dacă e un bărbat care vă invită pe voi, doamnelor, să, eu știu, să domniți alături de ei cu acest soare, probabil. Poate este o femeie care vă arată că, uite, locul tău nu e în spatele tronului, este pe tron. E, în fine, nu vă gândiți la prostii. Aici era ideea. Ce ar vrea să vă transmită este timpul, interesant cu acest ceas. Este timpul să intrați în autoritate, este timpul să vă folosiți pasiunea într-un mod transformator și creativ. Să vă folosiți pasiunea în așa fel să vă creați viața aia frumoasă pe care oricine și-o dorește. Cu alte cuvinte, să nu vă irosiți energia, să nu vă irosiți încrederea, masculinitatea, dacă sunteți bărbați. Dacă sunteți bărbați, probabil că văd potențialul din voi. Da, sunteți regi, dar puteți să fiți aici și mai mult. Cu alte cuvinte, să fiți centrul universului lor și al altora. Adică mai aveți niște lucruri de făcut, de transformat, tot înseamnă transformare. Energia voastră poate fi folosită în mai multe direcții. Ideea este că se simt foarte fericiți, fericite.
alături de voi, își doresc să comunice, poate mai mult sexual decât verbal, dar e și această o formă de comunicare. Se simt foarte atrași față de voi, am zis, nu știu câte am mai zis. Dar ce simt? Judecata, renașterea, după 10 de spade. Probabil că dacă ați suferit, trebuie să renașteți. 10 de spade. Valetul de spade, asta vă cum... Și chiar vreau să zic de magician. Ia ca... Dacă v-ați păcălit în anumite relații de suflet sau mai puțin suflet, trebuie să renașteți. Dacă cineva v-a trădat, trebuie să renașteți. Și chiar am vrut să spun, uite cum a venit magicianul înainte să zic. Deci aici îmi pare magician, iluzionist, care stă în spatele tronului. Dar aici este păcăleala cuiva. A stat în niște relații care nu v-au autorizat, bărbați femei, care nu v-au pus în postura în care ar fi trebuit să fiți. Sau mai bine zis, nu au explorat adevărata voastră esență sau potențial. Dar e timpul să schimbați energia, să schimbați direcția, să vă transformați. Și repet, să vă așezați acolo unde vă este locul, cu cine vă este locul, eventual cu ei, și să renașteți. Să renașteți. Să radiați împreună. Interesant mesaj. Și dacă e nevoie de luptă, luptați. Luptați pentru că merită. Eventual, poate că ei vor să lupte pentru voi și asta e posibil. Depinde cine ce e aici. Probabil. În fine. Curățăm cărțile pentru numărul 4. E cineva care vă urmărește din umbră. Interesant, apare pacea. Numărul 1, manifestarea. Magicianul l-am văzut mai devreme și am vorbit despre el aici. Este un 1 aici. Există o stare de pace și de anticipare a ceea ce va fi. O nouă lume, acest soare, această bucurie, că veți fi împreună. Că veți fi împreună, o stare de anticipare și pace interioară. În capătul setului de cărți, 17, poate distanța între voi sau poate mai sunt niște, da, acele trădări. Mai sunt acele trădări de vindecat, dar vindecarea vine. Am senzația că împreună vă puteți vindeca sau, eu știu, depinde cine, unde sunteți, cine este în vibrație mai puternică, să-l ajute pe celălalt să renască și să se vindece. A, interesant, poate urmează să vă întâlniți în august, la voi un mesaj mai special. Toate cărțile sunt de foc, apare și 8. La portalul 8-a, ceva se întâmplă, se manifestă ceva. Urmăriți, poate nu pentru toată lumea e valabil. Autenticitate și frică. Iau-te între frică și autenticitate, exact ce... Ce am vorbit mai devreme, cineva a stat în relații, probabil că ei, dacă ar fi să vă comunice, au fost dezamăgiți, dezamăgite de oameni manipulatori, care au pus în triunghiuri amoroase, care nu le-a acordat atenție, da? Și au învățat
că trebuie să discearnă cu mare atenție ca să nu mai fie dezamăgiți, că au fost foarte dezamăgiți, că deja renasc, că deja se transformă. Dar cred că și relația dintre voi participă la transformarea lor, la întâlnirea cu autenticitatea versus lăsarea în spate a fricilor. Și când vorbesc de frică, vorbesc de frica de a fi tu însuți. Că poate nu ți-e frică de nimic, dar ți-e frică de tine însuți. De puterile tale și de cine ești tu cu adevărat. Apropo de cineva care nu, încă nu s-a suit pe acest, nu stă pe acest scaun, în autoritatea sa. Încă jonglează, se joacă de-a regele, se joacă cu focul, se joacă cu pasiunea, dar trebuie să se transforme și să devină energie masculină divină, eventual, sau să-și atragă, depinde, de la om la om ce sunteți, scurte mesaje. Ideea este că în momentul în care intrați sau intră ei în această energie pe care o ar fi trebuit să o manifeste de mult, lucrurile se vor transforma foarte, foarte rapid într-o și vor duce într-o direcție pozitivă. Ideea este să se așeze acolo și să fie regi, să fie stabili, să fie autonomi. Nu să le fie frică, e totul, vedeți, e totul frică, vedeți, frică. Frica de a fi autentic, frica de a fi puternic. Mai, aici e o chestiune de vindecare. Nu că eu nu vreau să conduc. Stai mă, că nu e nimeni să conduci pe cineva. În primul rând trebuie să te conduci pe tine. Să-ți conduci energia în direcțiile pozitive. Aici este. Poate că de-abia acum văd potențialul. Stau în pace și văd ce se poate crea între voi doi. Și ar mai fi să vă transmit, am zis că sunt scurte mesaje, încerc să nu o lungesc prea mult. Că sunt și o lecuță cam adormită și mai încurc cuvintele, mai greșesc, dar... 34, bani. Bani, peștișori. Probabil că din cauza banilor au stat în acele relații sau... Trebuie și cu 4, 7, faetonul, 7, iulie acum, iulie. Probabil că în iulie mai au de făcut niște bani și în august lucrurile vor avansa sau vă veți întâlni, că sunt doi oameni aici. Trebuie și cu 4, faetonul, ambele vorbesc despre o călătorie, niște călătorii peste hotare, iar, sau călătorii foarte importante, care duc către stea, interesant, către destin. Eliberarea de manipulatori, de... Manipulatorul poate să fie și la locul de muncă, în ideea că îți alegi un loc pentru bani, dar care nu e potrivit pentru tine. Da? Astea sunt relații dureroase. Nu vorbim muzei de amor. Dar e o chestiune de călătorie, clar. Dar e o călătorie care transformă. Și primele efecte, sau zic, primele transformări se vor resimți în august. Interesant, apare iulie și august. Eventual au de lăsat în urmă o relație care era bazată doar pe aspecte practice, practice, da, materiale, ca să se îmbrățișeze cu voi în această relație galben, care le stimulează încrederea, creativitatea, optimismul, capacitatea de creație și atunci vă găsiți și stabilitatea, dar într-o anumită formă, altă formă. Nu strict sexual și financiar.
Există o toxicitate de care trebuie, iar apare 15, diavolul în tarot, de care trebuie să se libereze. Casă, manifeste dragostea, soarele, da? Inima. Da, interesant. Hai să mai vedem cu cărțile. Încă un mesaj și cam gata. Am zis că sunt scurte. Sper că v-a plăcut. Sper că simțiți dacă rezonează, nu rezonează. V-ați ales, eu știu. Dragostea îndură. Dragostea îndură. Interesant. Dacă e o distanță, sunt dispuși să îndure această distanță din dragoste. Soarele, totuși, într-o formă sau alta, am văzut aici inima, da? Din dragoste. Sunt dispuși să transforme tot ce este toxic în dragoste. 15 să reducă la 6, da? Probabil că o să le fie dor sau le este dor în perioada de distanță. Probabil. Dar. Nu știu, o chestiune de călătorie, de drum. Dar și un sentiment de pace, de încredere, că veți fi iar împreună. Interesant. Că veți fi iar împreună și vă veți bucura de atingerile pe care, nu știu. Cred că sunt niște atingeri foarte speciale. Sunt niște atingeri foarte speciale. Da, cam asta este ideea. Își doresc să-și dea șansa la dragoste. Să lase în urmă, asta înseamnă cu 6 de spade, să lase în urmă apele tulburi și să meargă înspre soare. Probabil la portalul 8-a, că tot am văzut 8 și zodia leului, da? E aici un portal. Se va produce o schimbare, 12 cu 3, 5. La început energetică și o vei simți în timp și în fizic. Da, e un sentiment de... Sunt dispus să trec prin foc, prin apă și foc, ca să fim împreună. Ceva de genul ăsta. Simt? Pentru că îmi doresc foarte mult să te ating. Să mă atingi. Și dacă unul dintre voi pleacă la distanță, celălalt îl așteaptă în pace. Sentiment de așteptare, sentiment de pace, de încredere că... Încredere că veți fi împreună. În fine, cam astea sunt mesajele. Sper că v-au plăcut. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Numai bine. Ceau, ceau.